Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un cetățean german a fost arestat după ce a fost prins că s-a vaccinat anticovid de minimum 87 de ori. Cum adică minimum 87 de ori? Minim, am spus. Deci atât au reușit să documenteze, dar aparent ceva mai mult. Băi, băiatule, poate era colecționar de chipuri sau ceva. Domnul în chestiune, în vârstă de 61 de anișori, a vrut să fie sigur, a fost în mai multe centre de vaccinare din statele est-germane, Saxonia și Saxonia-Anhalt, și se presupune că bărbatul s-a vaccinat de până la 3 ori pe zi în diferite centre. Dimineața, plăci și țara. Am treabă la 12 trecute fix, mă duc să mă vaccinez. Asta e bun de trimis în China, îți dai seama, arunci cu COVID în el, n-are ce să lipească de el. Ui, de 87 de ori. Deci omul e o dovadă ambulantă că orică vaccinul nu are niciun efect secundar serios, orică vaccinul nu are niciun efect. Da. A rămas steril, știm ceva de el? Da, nu. Până la câte generații? Poate că îți dai seama, acum i-au crescut, cum zicea popa, nu zic, aveam noi un popă care spuneam să-ți crescă solzi pe spate. Ăsta este omul din Atlantis. Ce note pe sub. Și a făcut căsuță submarină. Un membru al personalului din centru din orașul Dresda l-a recunoscut. A de s-a dus de mai multe ori în același... De, păi, era, câte era veteran? Păi da, câte centre sunt vorba aia? Și Germania e mare. E mare, da, și centrele, număr limitat până la urmă. Și acum dacă a mai scăzut ritmul vaccinării... Da, da, da. Mă, dar mă, tale, n-ai mai fost aici, n-ai mai trecut. Să se dea numai câte unul. A fost chemată poliția, deci nu e clar de câte ori s-a vaccinat cu adevărat, dar au fost documentate aceste 87 de cazuri. Oare la cât G a ajuns? A, mult G. 5G, 6G, 7G. Bun, la mijloc era altceva. Asta era un business, de fapt. Deci el și-a asumat business-ul lui, l-a făcut cu trup și suflet, mai ales cu trup. Da. Era interesat de certificatele de vaccinare. De ce făcea? Se ducea, se vaccina, lua certificatul și după aceea trafica datele de acolo, le ștergea și le punea pe ale unor clienți și le vindea certificatul de vaccinare cum ar veni, mă înțelegi? Auzi, dar sigur era german, de cetățenie germană, nu era... Era în Est Germania, deci... Un imigrant, nu știm, mai dinspre Carpați? De ce ești, de ce vrei să sugerezi astfel de lucruri? Nu, am zis dinspre, nu neapărat de aici. Știi foarte bine că dacii nu se vaccinează, ei sunt împotrivă, deci... Păi tocmai de asta. Da. Băi, de 87 de ori, de cel puțin 87 de ori, a făcut un bănuț, cred. Sunt convins că a adunat ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.